poți să filmezi și acolo, e ca viceu, și acolo să vezi că se face reparație și... Deci la închisoarea 17 nu-i ca la 16? Nu, la 16 e o dezordine din start. De afară se vede. De afară. Aici nu, nu e nici o hârtie, nici un culoșel, nici un șip. Uitați-vă și curat. N-ai întrebări. Și toaletă pentru public. Aici îi curățăm, se vede cum merge reparația. Aici am deschis ușa tot, ea ca ei fac pentru să aduc colete. Tot e praf. Deocamdată. Nu, acum aici nu primesc. Da, unde? Asta ei fac aici, vin încoace. O să fie pe urmă. Nu, că este aici o domnișoară. Dar am tras atenție că e curat. Vedeți? Este coș de gunoi, aici și teritoriul e curată. Până când fac ei acolo, aduc aici la feristruic. Așa i-am spus. Nu e mai lăudacă. Nu, dar... Poate să fie și mai civilizat și mai curat. Și Ilan, să vă spun în serios, chiar e curat, n-am ce zice. Eu aici întrebări n-am. Ei bine, eu sunt mai pretențios. Fiindcă sunt din grupul ăsta, obștetnic, aprobă, obștetnic, obștetnic, am decis... Da, dar uite, Victoria, ce masa aceea și era mai murdară decât asta? Se vedea, dar cum? Nu, acum la moment n-am întrebări aici. Din start se vede că nu am întrebări, nu. Din start se vede că ești tendențioasă. Ții cu unii și nu cu alții. Se vede că ai vreun interes. Dar și acolo râul Băcă e poluat lângă închisoare și aici râul Nistru e poluat. Interesant dacă au stații de depurare sau deversează toate dejecțiile direct în Nistru. Fără nicio prelucrare prealabilă, fără filtrare. Undeva, cred că este așa, țavă și poți să vezi, dar trebuie să intri pe coclauri. Penitenciarul 17, rezina. Cred că de vale acolo. Cel mai probabil fac direct în Nistru. Faci tot orașul Soroca și închisoarea de acolo și nu o fac asta din rezina. Nu prea cred.